Raluca Macovei, prietena celei mai cunoscute Oane din showbiz, a trăit coșmarul vieții ei. O noapte de groază în casa ei din Cartierul Francez. Dar să vedem cum s-au desfășurat ostilitățile în seara apocaliptică. Ora 2 noaptea. Raluca Macovei ajunge acasă după o cină cu prietenele ei. Învârte cheia în broasca ușii și intră în casă. Fără să știe ce o așteaptă, Raluca aprinde lumina, se dezbracă, merge la baie, lucruri obișnuite. Ca în fiecare seară, Raluca își pune un halat de baie și se duce în dormitor. Un zgomot ciudat, ca o bufnitură, îi îngheață sângele în vene. De pe terasa blocului în care locuiește, un individ camuflat în negru, cu o glugă care îi acoperă chipul, o privește sfredelitor. Speriată de moarte, Raluca fuge spre paznicul de la intrarea în bloc. Se întorc amândoi în apartamentul vedetei și ies pe terasă. Surpriză! Individul mai este acolo, stă pe un scaun și se preface că doarme.